Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Politica din Umbră. Invitații din această seară sunt doamna Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv PUSL. Bună seara. Și domnul Boțârcă Vlad Andrei, candidat din partea PUSL pe listele PSD-PUSL pentru Consiliul Local Ploiești. Bună seara. Bună seara, bine v-am găsit. Suntem în plină campanie electorală, mai avem doar 2 săptămâni până la alegerile din 9 iunie. Și fiecare partid încearcă să-și promoveze programul politic, proiectele pentru comunitățile în care candidează, pentru obținerea încrederea alegătorilor. Dumneavoastră candidați împreună cu Partidul Social Democrat la alegerile locale din 9 iunie și vă rog să începeți prin a prezenta din proiectul pe care dumneavoastră îl susțineți, privind atât Consiliul Local Ploiești, cât și Consiliul Județean Prahova. Ați specificat foarte bine. Partidul Umanist Social Liberal este pentru Consiliul Municipal Ploiești, în alianță cu PSD-ul, și îl susținem pentru funcția de primar al municipiului Ploiești pe Andrei Volosevici, primarul în funcție. Lângă mine, de aceasta l-am adus în această țară, în această seară, pe Vlad Andrei Boțârcă, pentru că este unul dintre cei doi consilieri în alianță pe listele PSD-PUSL, care o să lăsăm să se prezinte singur, și dorința mea a fost și este în continuare să promovăm tineri. Tineri care și-au făcut o carieră profesională, tineri care și-au întemeiat o familie, tineri care vor și doresc să rămână în România, astfel încât împreună cu cei care sunt vârstnici, că e vorba de părinți, că e vorba de bunici, să construiască în continuare viitorul copiilor lor. Am apreciat foarte mult și de aceea îl susțin pe Vlad, pentru că am văzut de prima dată în el care dorința de a face bine, dorința de a lăsa ceva în urmă. L-am urmărit foarte de aproape cu ceea ce face el în propria lui afacere, ceea ce face pentru familia lui, și m-am uitat foarte bine și la studiile pe care Vlad le are. La fel cum, și îmi pare foarte rău că nu poate să fie în seara aceasta alături de noi, Liliu Rojină, care este celălalt consilier propus din partea Partidului Umanist Social Liberal pentru alianța PSD-PUSL, locul 3 pe buletinul de vot pentru 9 iunie, când trebuie să votăm aleșii local pentru municipiul Ploiești, și nu în ultimul rând, ci în primul rând, pe Andrei Voloseviși, primar al municipiului Ploiești, și domnul Virgiliu Nanu, tot poziția 3 pe buletinul de vot pentru funcția de președinte al județului Prahova. Eu am foarte mare încredere în această alianță pe care noi am făcut-o, pentru că am trăit experiențe în decursul anilor, experiențe de multe ori nu prea dorite de noi toți, și am văzut cum se trăiește când nu există dorință de implicare pentru binele cetățenilor, și mă refer punctual la cetățenii care trăiesc în acest minunat Ploiești, care are, Ploieștiul are o istorie extraordinară, a fost recunoscut pe toată harta mondială din cauza faptului că prima rafinărie Astra română a fost construită în municipiul Ploiești, în vechiul Ploiești, că Ploieștiul a fost pentru 24 de ore Republica de la Ploiești, pentru că suntem țara și patria lui Caragiale, pentru că avem nume cu rezonanță care au condus anumite zone, anumite paliere, fie că din economie, fie că sunt academician de renume. Prahova și Ploieștiul au dat ceva. Deci au dat oameni care au performant, oameni care au lăsat în urma lor proiecte care s-au desfășurat, proiecte după care noi astăzi, să spunem, trăim. Și de aceea îmi doresc ca din 2024, 9 iunie, sau mai bine spus cu perioada de tranziție septembrie, să văd un Consiliu Municipal la Ploiești lucrativ, așa cum eram pe vremea în 2004-2008, când eu am fost viceprimar al Ploieștiului, când exista unitate în Consiliul Local, când toată lumea lucra pentru ploieșteni și indiferent de ce partid politic era, făcea parte fiecare consilier municipal, tot exista un numitor comun ca proiectul respectiv să fie făcut
pentru ploieșteni. Și cred că lucrul acesta trebuie să îl vedem noi toți din septembrie, să nu mai vedem ceartă, să nu mai vedem discuții, să lăsăm campania electorală acasă, pentru că începe efectiv lucru pentru cetățenii municipiului Ploiești, și să lăsăm pe cei care vor conduce, respectiv primarul Ploieștiului Andrei Volosevici și Consiliul Municipal, care consider că alianța PSD-PUSL va avea majoritate, să își facă treaba, cum trebuie să-i lăsăm și pe cei din executiv, care trebuie să fie o echipă completă pentru conducerea acestui municipiu, astfel încât în 2028 să respirăm ușurat și să spunem: acestea sunt lucrurile bune pe care le-am făcut pentru ploieșteni. Asta este susținerea mea, sunt ploieșteancă, sunt crescută aici, am învățat în municipiul Ploiești la Universitatea de Petrol și Gaze și îmi pare rău când văd că oamenii nu înțeleg că lupta politică nu trebuie să mai să continue după campania electorală. În campania electorală vă invit eu, mai sunt 2 săptămâni, dragi cei care concurați sau sunteți contracandidații alianței PSD-PUSL. Spuneți ce doriți, dar lăsați pe urmă, începând din 9 iunie și mai ales din 1 septembrie, lăsați armele jos și gândiți-vă că trăiți în acest oraș, că orașul acesta are o vechime pe care noi nu avem și o istorie pe care noi, niciunul dintre noi, indiferent de vârstă și indiferent din ce partid politic facem parte, nu trebuie să o lăsăm călcată în picioare. De aceea eu vă spun că alianța PSD-PUSL pentru Consiliul Municipal Ploiești, locul 3 pe listă, trebuie votată și eu sper că cei mai mulți ploieșteni vor vota PSD-PUSL pentru Consiliul Municipal, vor vota Andrei Volosevici primar, vor vota Virgil Nanu pentru președintele Consiliului Județean Prahova. Și în cazul acesta, echipa fiind completă, nu avem voie în 2028 să nu fim câștigătorii tuturor proiectelor pe care le facem pentru voi ploieșteni și pentru voi prahovenii. Doamna deputat, o să mai spun mai multe despre proiecte. Categoric. Dumneavoastră ați făcut referire la anumite disensiuni care au existat și care sunt de notorietate în cadrul Consiliului Local sau între consilierii locali și actualul primar. Dumneavoastră ați făcut de asemenea referire că ați venit cu o propunere de persoană tânără care să reprezinte PUSL în cadrul Persoane alianței. Tinere, că și Lili Rojin este tot tânără. Doamna Liliana Rujoiu. Rujoiu o să vină în altă seară. Să lăsăm pe domnul Boțârcă să se prezinte puțin, pentru ca cei care ne urmăresc să aibă cunoștință despre aptitudinile, dacă putem spune, candidatului dumneavoastră. Cu drag și vă mulțumesc din suflet. Pentru mine este o onoare că am posibilitatea să mă adresez și prin această modalitate și încă o dată vă mulțumim că, exact cum a spus și doamna deputat, tinerilor și dumneavoastră prin media le dați posibilitatea să vorbească către cetățeni și la fel și partidele politice, că ne dau nouă ocazia de a participa prin această metodă de campanie electorală și să luăm parte la în conducerea Consiliului Local. Pentru noi este o onoare și pentru mine la fel este o onoare. Eu vă pot spune despre mine, sigur, am putea să discutăm mult, dar aș vrea să mă opresc un pic la studiile mele și la ce sunt în momentul de față. Am terminat teologia, am făcut Facultatea de Științe Politice. Sunt tată, sunt un soț, am o soție minunată și un copil, care locuim în Ploiești și ne dorim foarte mult să dezvoltăm acest oraș. La fel au făcut și bunicii mei și părinții mei, care au pus umărul la dezvoltarea orașului Ploiești. La fel vrem și noi să facem acest lucru. Ca experiență, aș putea spune, și politică, am mai cochetat cu politica și aici am găsit o echipă extraordinar de frumoasă la Partidul Umanist Social Liberal și mă regăsesc în construcția partidului. În rest, am făcut, nu știu, pot să vorbesc despre internship-urile pe care le-am făcut la Guvernul României, la Secretariatul Guvernului României, la Parlamentul României, la fel, unde acolo am întâlnit oameni politici, oameni din administrație și pot vedea și pot face o diferență între oamenii care vor să se ocupe de urba lor
și care știu ce vor să facă și cei care doar dau din gură și își doresc funcția. Deci chiar dacă sunteți la prima candidatură, ați interacționat într-un fel am sau altul. Am interacționat, da, și am mai fost candidat și am mai fost și consilier local în localitatea Cerașu, cu care mă mândresc. Ah, deci nu sunteți la prima experiență. Da, acum creștem ușor, ușor și de asta, încă o dată, repet că mă bucur că noi tinerii totuși ni se dă ocazia să învățăm și să stăm lângă oameni performanți și oameni care au făcut performanță, cum avem și în Consiliul Local, în echipa noastră, alături de domnul Andrei Volosevici, avem consilieri locali care sunt și la al cincilea mandat și au o experiență vastă și care își dedică timp pentru noi. Adică mergem mereu și ne sfătuim. Am întrebare. E foarte important. Sigur. Probabil că, nu știu dacă așa este, dar așa gândesc eu, probabil că în urmă cu un an și jumătate nu aveați drept țintă politică o candidatură la Consiliul Local Ploiești. Nu știu dacă este adevărat. Da, este adevărat. Nu știam, ca simplu ploieștean, da. Sau și ca politician activ, dar nu ca unul care își propunea să candideze. Cum ați văzut dumneavoastră activitatea Consiliului Local și a primarului și relația dintre Consiliul Local și primar? Bun, dacă vorbim de relația primar-Consiliu Local și noi am înțeles, că, iarăși, în discuțiile cu cetățenii pe care le-am avut în pre-campanie și în campania electorală, am descoperit că cetățenii nu știau de fapt ce s-a întâmplat în Consiliul Local, în mandatul precedent, de fapt actualul mandat, unde Consiliul Local, care reprezintă, ca să facem o comparație, Parlamentul, executivul și aparatul primarului, au existat disensiuni. Și Consiliul, am greșit, este Consiliul Local nu executivul, e legislativul. Legislativul este și primarul este executivul. Aici am găsit și am văzut toți ca cetățeni și aici încă o dată a fost încă un motiv să mă implic, fiindcă ne dorim schimbarea asta și ne dorim siguranță, am descoperit că Consiliul Local a luat niște măsuri împotriva cetățenilor și a-l denigra pe primar, pe primarul în funcție, pe Andrei Volosevici, să nu facă proiecte ca să poată el să scadă politic. Deci asta am simțit noi. Asta a fost percepția noastră. Da. Pentru că oamenii au fost confuzi de-a lungul timpului și au existat păreri pro și contra, de o parte și de alta, ca să spunem așa. Însă doar cei implicați pot spune realitatea, în măsura în care doresc să o facă. Da, corect. Dincolo de acuzele reciproce. Da. Și aici m-aș opri un pic și la doamna deputat și aș ruga-o să îmi spună domnia sa din poziția de deputat și de om politic activ, în adevăratul sens al cuvântului, cum a perceput această stare de fapt din cadrul administrației locale ploieștene? Bineînțeles că nu bine. Și vă spun și de ce. Atâta timp cât sunt foarte multe alte localități și foarte multe alte orașe din cele 104 unități administrativ-teritoriale a județului Prahova, unde municipiul Ploiești este reședința de județ și ar fi trebuit lucrurile să arate altfel, din păcate, aici lucrurile au arătat cu totul și cu totul altfel și văzute din afara județului Prahova arată dezastros, pentru că am colegi parlamentari care ne întreabă pe noi parlamentarii, pe doamna Paraschiv, pe domnul Toader, pe doamna Maghiar, spun, domnule, dar cum, ce se întâmplă acolo la voi? Și eu vă spun că în celelalte orașe, uitați, vă dau exemplu orașului Băicoi. Marius Constantin, primar, are o echipă puternică, bineînțeles că are și majoritate, dar a încercat pentru toate proiectele pe care el le-a pus pe ordinea de zi, să găsească numitor comun, să negocieze cu celelalte partide politice, astfel încât partidele, proiectele să iasă la vot și după cum bine se vede, în realitate, mergem pe teren, Marius Constantin a făcut o sumedenie de proiecte din anul 2017, de când este primar. Ca să nu mai zicem același lucru la Măgurența, la Podenii Noi, unde îl cunoașteți foarte bine pe primar. Sigur. Deci, important este Consiliul Local să conlucreze atât cu echipa primarului și cu primarul, dar și cu executivul, cu oameni din primărie. Lucrurile acestea, cred, eu vă duc, încă o dată fac referire la mandatul meu de viceprimar. Se purtau negocieri începând din comisii.
până, bineînțeles, înainte de ședință, când exista ședința, ultima ședință premergătoare, ședințe de Consiliul Local, în care grupurile partidelor care erau reprezentate în Consiliul Local se întâlneau și, bineînțeles, prin liderii de partid puteau, care erau reprezentați, puteau să negocieze punct cu punct și astfel încât votul să poată să iasă, că era vorba de jumătate plus unu sau de două treimi. De ce să fie păgubit un ploieștean pentru o râca unor oameni care au niște ambiții care de fapt nu sunt emanate din dorința ploieșteanului? Și să ne aducem aminte, eu stau la casă, dar am stat foarte mulți ani la bloc. Eu nu am fost debranșată de la sistemul de termoficare, pentru că eu am crezut și cred în continuare în acest sistem. Și vă spun ca unul dintre cei care au avut în mână regia de termoficare prin atribuții. Și știu exact cum la un moment dat Ploieștiul avea cea mai mică gigacalorie din România. Cum se negocia fiecare leu în parte și ce investiții se puteau face. Dar ce se întâmplă? De ce cineva, și avem totuși 66.000 de unități locative la bloc în Ploiești, de ce să fie văduviți de apă caldă și de căldură când în 2022 au început o râcă și în loc să fie transferat așa cum trebuia prin contract tot ce însemnau echipamente de la Consiliul Județean către Consiliul Municipal, astfel încât ploieșteanul să nu fie văduvit de apă caldă când temperaturile afară erau pe peste 40 de grade la umbră. Deci haideți să ne aducem foarte bine aminte ce s-a întâmplat în perioada aceea și ce s-a întâmplat pe urmă de când echipamentele, chiar dacă ele au fost cu țârâita date către Consiliul Municipal, de cum a început să funcționeze sistemul și primarul când a ieșit și a spus în 3 zile dau drumul la apă caldă, apoi s-a dat drumul. Și trebuie să facem referire concretă la niște lucruri și ploieșteanul trebuie să cunoască. Chiar dacă acum fac referire numai la ploieșteni și nu fac referire la alte orașe sau comune din acest județ, fac pentru că trăim totuși într-un județ cu o pondere economică importantă pentru PIB-ul României, trăim într-un municipiu reședință de județ care are parcuri industriale, primul făcut în țară, în care își desfășoară activitatea foarte multe multinaționale, și atunci lucrurile trebuie făcute într-o anumită ordine și cu prioritate pentru cei pe cei care îi reprezentăm. Că nu ne ducem noi acolo să ne alegem primar sau consilieri municipali locali fără votul cetățeanului. Și atunci, dacă în 2022 a fost acea perioadă de câteva luni cu toată lumea, sora mea stă la bloc, dar nu numai ea, prieteni de-ai mei, mătuși de-a mele, toată lumea îmi reproșa mie și spunea, măi, dar ce se întâmplă acolo? Toate neînțelegerile s-au răsfrânt asupra noastră, a tuturor. Și nu este normal. Dar din momentul în care a fost preluată de Consiliul Local, atunci clar lucrurile au început să intre în normalitate. Știu clar că urmează să fie încheiat un contract de 50 de milioane de euro pentru partea de transfer, pentru partea de termie, și încă 50 de milioane de euro proiect pe care urmează să fie depus pentru producere. Deci în felul acesta 100 de milioane de euro pentru partea de termie înseamnă destul de mulți bani, astfel încât lucrările să fie întocmite cum trebuie și destul de repede și investiții să fie făcute la timp, astfel încât important este ca prețul gigacaloriei să poată să scadă, și sunt convinsă că dacă se vor face investiții, prețul poate să scadă, și știu sigur că în discuțiile pe care le-am avut atât cu Andrei Voloseviș cât și cu Virgil Unanu, se dorește foarte mult menționarea subvenției, până când, bineînțeles, toate investițiile să fie făcute corespunzător și astfel încât ploieșteanul să nu fie văduvit. Să sperăm că nu ne vom mai întâlni cu o astfel de situație. Sistemul de termoficare centralizat este cu certitudine un sistem ieftin. Eu știu, încă o dată vă spun, am stat la bloc ani de zile și nu am avut centrală termică. Pentru că am crezut în sistemul de termoficare. Aveam, cum se cheamă, repartitoare puse și veneau, le citeau, știam exact fiecare când consumăm. Important este să lăsăm oamenii să lucreze, să lăsăm primarul să lucreze, să lăsăm Consiliul Local să lucreze și campanie electorală să facem în perioada de pre-campanie și de campanie electorală. Totuși, dumneavoastră ați făcut mențiune despre faptul că sistemul de termoficare este unul ieftin. Dar să nu uităm de subvenție. Credeți că fără subvenție ar fi
perceput în aceeași măsură ieftin de către... Oricum, perioada aceasta, perioada următoare, subvenția trebuie să fie menținută. După care, așa cum spuneam, e cu cât investești mai mult și atragi fonduri, că sunt de la Guvernul României, prin diverse ministere derulate, că e vorba de fonduri europene, că e vorba de parteneriate, atât timp cât sistemul este bine pus la punct și prețul gigacaloriei coboară, pentru că poate să coboare și la 50% din ceea ce produci și din ceea ce transferi, atunci nu e niciun fel de problemă subvenția să poți să o ridici, pentru că păstrezi tot un preț mic la gigacalorie. Dar nu vorbim numai de gigacalorie, pentru că asta a fost, cum să spun, un impact major asupra populației care nu avea apă caldă, încă o dată spun, pe temperaturi de 40 de grade. Eu este ceva care nu se poate. Este inimaginabil. Nici pe vremurile dinainte, a perioadei înainte de 89, aveam câte o lună sau două săptămâni eram fără apă caldă. Și tot aveam apă caldă în anumit intervalul. Acum nu aveau niciun fel de apă caldă. Ce făceam cu ligheale, cu oale să încălzim, să ne spălăm copiii care au câteva luni? Este inadmisibil și lucrurile acestea, bineînțeles că vor fi penalizate de plășteni, chiar dacă unii doresc să nu se întâmple lucrul acesta, dar eu știu sigur că atât Andrei Volosevici, care este locul 3 pe listă pe buletinul de vot, cât și domnul Virgil Unanu pentru președinte al Consiliului Județean, tot locul 3 pe listă pentru președinția Consiliului Județean, vor fi în funcții începând cu 9 iunie și, bineînțeles, împreună cu Consiliul Municipal, care cu certitudine va arăta altfel și consider și cred că și cei care vor fi de la celelalte partide vor avea de data aceasta dorința de a demonstra ploieștenilor că se lucrează pentru ei. Eu chiar aștept cu curiozitate rezultatul alegerilor, pentru că, așa cum am menționat mai devreme, oamenii au înțeles în diferite moduri a cui ar fi culpa în aceste neînțelegeri, dacă putem spune, și cred că se vor manifesta în consecință la vot în 9 iunie și cred că rezultatul va reflecta puțin și nemulțumirile legate de acest... A fost lovitura cea mai mare pentru ploieșteni, să știți. Cea mai mare, pentru că sunt foarte mulți ploieșteni care locuiesc la bloc. Da, sigur. Și atunci, marea majoritate. Și atunci... Vreau să îl întreb pe domnul Boțârcă. Dumneavoastră ați intrat într-o echipă, fiind candidat pe lista comună a PSD-PUSL. Ați văzut că în campanie din 2020, cu siguranță, își declarau dragoste eternă domnul primar Volosevici cu domnul președinte al Consiliului Județean, candidat pe atunci, Iulian Dumitrescu, și după aceea au ajuns să nu se mai înțeleagă aproape deloc. Cum credeți că vă veți înțelege cu domnul primar Andrei Volosevici, având în vedere faptul că nu sunteți membru al partidului din care face parte, sunteți membru al PUSL, dar pe lista comună? V-ați pus întrebarea sau v-ați gândit vreun moment cum ar fi relația cu domnul primar? Bineînțeles că m-am gândit, dar nu am gândit-o așa, la modul de partid politic. Credeți-mă că nici am și uitat partidul, ca să spun așa, în ghilimele, când suntem acolo, nu discutăm. Suntem parte din echipă și... Suntem parte din echipă toți și discutăm despre ce avem de făcut. Există comunicare? Nu există o comunicare diferită în funcție de partid. Nu există așa ceva. Chiar credeți-mă că nu avem niciun lucru de genul acesta. Ce a fost, a fost și... Sperăm să rămână în trecut. Noua echipă, împreună cu domnul Nanu și cu domnul Andrei la primărie la Ploiești, vor dezvolta lucrurile nu numai pentru Ploiești, dar și pentru Prahova. Iar Ploieștiul va deveni, cu siguranță va deveni, un exemplu pentru toată Prahova. Și vom vedea bune practici în administrație, care vor fi luate de la Ploiești și vor fi duse în toate localitățile din Prahova, plus localitățile limitrofe. Ne dorim foarte mult să dezvoltăm și partea aceasta. Îi rog pe cetățeni, eu am venit cu broșura pe care am împărțit-o în tot orașul și o vom mai împărți până la sfârșit. Aici, ce este acolo? Programul sau o sinteză? Este o sinteză a programului, unde discutăm despre marile proiecte pe care le vom face pentru perioada 2024-2028. Și rog pe cetățeni să citească toate programele. Este foarte important să citim toate programele celorlalți candidați, unde găsim și acolo, la fel, găsim proiecte bune pentru orașul Ploiești. Însă este nevoie de o echipă
la fel cum a spus și doamna deputat, și la fel cum își doresc toți cetățenii, să avem o echipă în Consiliul Local care să lucreze cu aparatul primarului și cu primarul pentru dezvoltarea orașului. Nimic mai mult. Nu avem... Mai avem mai puțin de un minut până la finalul primei părți a emisiunii. Vreau să fac mențiunea pe care am mai făcut-o ori de câte ori am avut ocazia, o invitație, de fapt, la adresa celor care ne urmăriți, informativă, căutați programele tuturor candidaților și tuturor partidelor politice care candidează la aceste alegeri, pentru că atunci când votați informați, puteți avea o opțiune cât mai aproape de interesul dumneavoastră. Din păcate am avut invitați în această emisiune care nu au fost în măsură să-și prezinte programul. Ba mai mult, nici când am căutat programul unui candidat, nu a reușit să-l găsesc nici în mediul online. Încheiem aici prima parte a emisiunii, revenim după o scurtă pauză. Bună seara din nou, am revenit în partea a doua a emisiunii Politica din Umbră, cu invitații din această seară, doamna deputat Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv PUSL, și domnul Boțârcă Vlad Andrei, candidat din partea PSD-PUSL la Consiliul Local Ploiești, membru PUSL. Bună seara și mulțumim încă o dată pentru invitație. Doamna deputat, discutam și prima parte a emisiunii, mai este foarte puțin timp până la alegerile din 9 iunie, două săptămâni. Dumneavoastră ați pregătit proiecte pentru cetățeni, pentru Consiliul Local, dar și pentru Consiliul Județean. Avem aici reprezentantul partidului noastră pentru Consiliul Local, un om tânăr, așa cum l-ați prezentat, de la care așteptați realizări și o bună cooperare, un mediu în Consiliul Local benefic pentru a crea lucruri bune pentru cetățeni, pentru ploieșteni, pentru a nu se mai repeta ce s-a întâmplat în acest mandat. Totuși, la emisiuni trecute am avut din partea PSD invitați atât din Camera Deputaților cât și din Senat, care au reclamat multe neînțelegeri cu conducerea Consiliului Județean. În schimb, în cadrul Consiliului Județean nu am văzut aceeași atmosferă tensionată ca în Consiliul Local. Care crezi că a fost diferența? Atunci când cineva își dorește să nu empatizeze cu cei care l-au ales sau i-au ales, se întâmplă lucruri de maniera aceasta. Și când o ceartă poate să denatureze și să denatureze la maniera în care Consiliul Local să fie fiecare pe vocea lui, de aceea s-a ajuns aici. La Consiliul Județean, să spunem că e un nu pic mai mare, s-a dorit... aceleași tensiuni. Da și nu, ba da. Haideți, deci nemulțumiri din partea colegilor noastre la PSD. Cum s-au împărțit banii în ultimile hotărâri de Consiliul Județean, eu nu mi-aduc aminte și am fost vorba aceea ministru și am fost în guvernul PSD, din care eu am făcut parte ca reprezentant a unui partid politic. Nu mi-aduc aminte când era președinte Bogdan Toader, dar nici înainte la ceilalți președinți ai Consiliului Județean care făceau parte dintr-o alianță și erau chiar ai PSD-ului, ca banii să nu fie împărțiți totuși și către partidele care nu erau, să zicem, la putere între ghilimele, dar care erau reprezentative în Consiliul Județean. De data aceasta s-a făcut așa, s-am văzut o hotărâre la un moment dat la care o ședință de Consiliul Județean a participat și eu, o împărțire numai și numai criteriul politic a fost cel care a fost la putere. Nu s-a văzut sub nicio formă niciun fel de aplecare asupra problemelor comunităților celorlalte partide politice. Și de aceea nici acolo nu a fost, să zicem, într-o ceva niente. Nu. La Consiliul Municipal, clar, au existat niște discuții și în loc să fie aplanate, și în loc să fie discutate, și în loc să fie negociate, și în loc să existe, să spun așa, până la urmă găsirea unui numitor comun pentru ploieșteni, au început o felul de jocuri care nu au fost corecte față de ploieșteni. Nu față de personajele în cauză, ci față de ploieștean. Pe ploieștean care a dat votul și pentru consilier, și pentru primar, și pentru președintele Consiliului Județean. Deci aici este problema. Acum știți cum este, discutăm la trecut,
Actualul Consiliul Local, sunt convinsă, din municipiul Ploiești, că va arăta altfel, că așa cum făceam referire la perioada... Viitorul Consiliul Local, pardon. Așa cum făceam referire la perioada în care eu am fost viceprimar, o perioadă extraordinară, o perioadă minunată, o echipă extraordinară în executivul primăriei, oameni care, pe care și care și astăzi sunt acolo, sunt apropiați de pensie, alții au plecat, în fine, dar consilierii municipali erau toți, până la urmă eram o echipă, eram prieteni. Cred că lucrul acesta este important și așa se va întâmpla, sunt eu convinsă, și în mandatul 2024-2028. Și v-am dat puțin mai devreme exemplu de ce se întâmplă în alte consilii locale, de lucrurile în care se pot negocia, dar înseamnă când, să știi când să lași de la tine, să știi când să plusezi. Asta înseamnă o negociere politică, că până la urmă cei care conduc sunt politic puși acolo, votați dacă de către noi toți. Dacă îmi dați voie puțin, având în vedere că Ploieștiul reprezintă, voturile ploieștenilor reprezintă peste 30% din coșul electoral la nivel de județ, este destul de important votul lor și la nivelul Consiliului Județean, iar voturile pentru Consiliul Județean se obțin nu numai din Ploiești, și cum din celelalte localități. Vă rog să spuneți dacă aveți candidați pe care dumneavoastră îi considerați având șanse, pentru șanse reale pentru funcția de primar. Nici nu cred că n-ar avea șanse să ia în, cifra 8, Marius Prahova. Constantin, actualul primar de la Băicoi și viitorul primar al Băicoiului, care a făcut proiecte începând din momentul în care a fost ales pe parțiale la 2017, la care nici nu visau băicoienii, iar Băicoiul arată exemplar și foarte mulți dintre cei care locuiesc acolo și aduc aminte de perioada în care Marius era viceprimar sau nici măcar nu era atât, era medic veterinar, dar un om care este într-adevăr, și nu sunt cuvinte mari, în slujba cetățeanului și un om gospodar, un om care își dorește să lase ceva în urma lui. Și așa cum în familia lui își face pentru fata lui, pentru minunata Maria, pentru tot ce înseamnă familie, lucruri bune și lucruri trainice, așa face pentru Băicoi și pentru băicoieni. Așa se întâmplă la Măgureni cu Gheorghe Iordache, care nici nu mai punem la îndoială cum arată comuna Măgureni, că astăzi chiar o să mă duc cu cei de la Poenarii Burchii și cu Ștefan Gabriel Manea, care candidează pentru primăria la Poenarii Burchii, îl duc în plimbare până la Măgureni ca să-l determin și mai mult să lupte pentru a câștiga primăria Poenarii Burchii și să vadă de fapt cum un primar a putut să facă multe, foarte multe lucruri bune. Și Iordache a câștigat-o la parțiale în 2014 și numai care... Câte proiecte a putut să scrie primarul Gheorghe Iordache și care sunt puse în operă și chiar acum în pliantul pe care l-a pregătit pentru următoarele două săptămâni arată cum au fost unele, să zic, amplasamente sau unele străzi din comuna Măgureni și cum arată acum, deci cum a, când a preluat și cum găsește în 2024. Și mai aveți un primar în funcție. Și pe Mihai Alionte, care pot să spun că e prietenul dumneavoastră la Podenii Noi, și acolo la fel. Dar ne batem la fel. Mihai este un suflet mare. Mihai este, dacă are nevoie cineva din Poenarii Burchii să ducă să-i taie lemne, Mihai se dezbracă de haină și se duce și taie lemne. Dacă Mihai aude undeva, Mihai Alionte, dacă aude că cuiva este, are o problemă, indiferent în ce colț al comunii Podenii Noi, Mihai se duce acolo și noaptea și ziua, indiferent. Este omniprezent. Dar în același timp avem candidați și pentru consiliile locale pe Alianță și la Filipești de Pădure, unde este candidat PSD. Avem și la Cerașul, de unde este Vlad și îl susține pe Bogdan Onoiu, iar echipa este la fel de tânără. Este tânără, adică media de vârstă cred că nu depășește 30 de ani. Dar culmea, că dacă te uiți la CV-ul lor, să vedeți ce facultăți au, să vedeți ce studii au, să vedeți cum un astfel de copil, că până la urmă este copil față de mine, ar putea să-și dorească să trăiască la Londra, în Statele Unite, în Australia, oriunde. Nu! Ei vor la Cerașul. Mare lucru. Dorința aceasta de a nu-ți păstra, de a nu pleca și nu a părăsi locul natal și a vrea să faci ceva pentru comunitatea în care te-ai născut și în continuare pentru familia ta și să duci
Bineînțeles, tot ce înseamnă din generație în generație ca istorie să-ți duci neamul mai departe, lucru de apreciat. De aceea și susțin pe Vlad, de aceea am și o susțin pe Lili, care nu este în seara aceasta aici. Să, așa să cum... spunem, în afară de domnul Boțâr, că Vlad Andrei, este din partea și, PUSL, da? Este și doamna Rujoiu Mare, Rozeta Liliana, da, pe lista comună PSD-PUSL pentru Consiliul Local Ploiești. Care la fel este extraordinar de activă și își dorește foarte mult să vadă că altfel în Ploieștiul, că nu o să mai fie nimeni care să împiedice să facă ceva în Ploiești. În același timp sunt convinsă că Valentina din Drăghiciu, care a fost săptămâna trecută aici în emisiune la RNTV, o să fie primar la Boldeș-Grădiștea, pentru că avem multe de făcut în Boldeș-Grădiștea. Este o comună uitată de Dumnezeu total. Avem acolo, la fel ca și la Baba Ana, unde candidează Dan Samsonovici, străzi de pământ. Gospodăriile oamenilor sunt minunate, oamenii sunt gospodari și minunați și când ies pe stradă e nenorocire, ți-ai cizme de cauciuc dacă plouă sau ninge. În același timp avem candidați și la Balta Doamnei, pe Eliza Oprea, avem candidați și la Valea Călugărească, pe domnul Alexe, și la Bătrân, pe domnul Cătuneanu, și la Blejoi, pe Iuliano. Deci avem mai mulți candidați pentru funcțiile de primar, dar avem și liste numai de consilieri locali în anumite localități și aici fac referire direct în orașul Vălenii de Munte, pe Gabi Chivăran, care are o listă, la fel și cu tineri, dar și cu oameni cu experiență pentru Consiliul Local din orașul Vălenii de Munte. Deci înțeleg că există și localități unde... unde sunt liste de consilieri locali, dar care primii pe listă sunt oameni reprezentativi, unii dintre ei sunt și consilieri în funcție, alții nu. Am vrut neapărat să promovez femei pe listă, nu pentru că legea spune să existe o femeie, două pe listă, ci pentru că femeile sunt, să spunem așa, mult mai echilibrate, chiar dacă nu marea majoritate își doresc să intre în politică, că spun politica nu este frumoasă și nu este reprezentativă pentru noi femeile, care avem cu totul alte preocupări de a avea grijă de copii, de a avea grijă de familie și așa mai departe, dar mi-am dorit să găsesc femei care să poată să aibă dorința de a face ceva și pentru comunitatea din care fac parte și foarte mulți tineri. Deci dacă nu înțelegem noi politicienii mai vechi că este timpul să reînnoim clasa politică cu tineri pe care trebuie să-i ajutăm, să-i sprijinim, să-i formăm, este foarte grav, pentru că mai durează, să zic, câțiva ani, încă un mandat și pe urmă ce te faci, nici pentru primării, nici pentru parlament, nici pentru consiliile locale. Domnule, asta ați făcut referire la tinerii pe care îi propuneți pe anumite liste, la pregătirea lor. Și profit această ocazie pentru a face un îndemn, un apel către cetățeni. Am făcut-o ori de câte ori am avut ocazia. Vă îndemn pe toți, înainte de a merge la vot, să încercați să găsiți cât mai multe informații despre candidații la funcțiile de primar, de consilieri, de consilieri județeni, la președinția Consiliului Județean, oriunde ați locui, despre candidații, să vă informați cât puteți de mult despre candidații pe care urmează să îi votați. Pentru că se întâmplă deseori, există politicieni care au ajuns în politică conjunctural, care au ajuns să ocupe anumite funcții importante, fără să fie avut ceva în spate, în sensul de o afacere sau o profesie pe care o să o exercite bine. Și aceștia sunt dispuși în general la orice fel de compromisuri pentru a nu-și pierde funcțiile politice, pentru că dacă nu mai au politica la îndemână, nu mai au din ce să trăiască. De aceea este foarte, foarte important să vă informați înainte să votați. Sunt, de exemplu, în această seară reprezentanții PUSL au venit pregătiți cu programul electoral pentru Consiliul Local, cu o sinteză a programului electoral, și domnul Boțârcă chiar l-a prezentat în prima parte. Vă întreb, aveți din tot programul, e un program comun, bănuiesc, da? E programul, este programul PSD, comun, bineînțeles. PUSL, da. Aveți vreun punct care să vă intereseze în mod special din acel program sau vă capacitați spre... Sigur, program. Ne capacităm pentru fiecare punct din program. Dumneavoastră personal, zic. Dar personal am
un lucru care cumva se și se regăsește și în viața mea personală, în partea de business, și este vorba despre modernizarea halilor centrale. Și un obiectiv extrem de important. Exact. Și monument istoric. Obiectivul da. În sine, dar și celelalte piețe. Aici vorbesc despre halele centrale, că mi-aș dori să devină un hub și un hub cultural, dar totuși să și lărgim aria de antreprenori care își vor desfășura activitatea acolo. În Prahova avem zone foarte importante, cum avem drumul vinului și zona viticolă, care nu are o reprezentare atât de puternică în Ploiești. Și noi ar trebui să cunoaștem fiecare producător de vinuri, fiindcă ne putem mândri la nivel mondial cu vinul care este produs în Dealul Mare. Și el nu are o deschidere în Ploiești. Mulți producători la nivel județean, care nu au o reprezentare în halele centrale. Și atunci, dacă noi dezvoltăm pe model european, a piețelor europene, modernizarea halelor centrale, cu locuri de parcare, cu spații amenajate, cu o restructurare totală a halelor centrale, dar cu păstrarea arhitecturii, noi putem să creștem aici inclusiv pe partea de turism. Suntem un nod rutier, vedem cât de ușor se poate ajunge, ai traficul de București, Valea Prahovei, când bucureșteanul poate să treacă la cumpărături prin Ploiești când pleacă spre Valea Prahovei. Deci da. Atât de important putem să devenim. În punctul meu de vedere este un punct important acesta, pentru că tot vorbeam în prima parte de anumite disensiuni care au existat între Consiliul Local și Consiliul Județean sau disensiunile dintre Executivul Local și Executivul Județean. Din păcate. Și gândindu-mă la ce a spus dumneavoastră acum, majoritatea activităților se desfășoară în afara Ploieștiului, referitoare la activități referitoare la crearea sau producerea anumitor elemente ce țin de tradițiile noastre. Exact. Și Ploieștiul reprezintă principalul punct de desfacere, cred eu și nu numai. Și atunci trebuie să existe o colaborare între Consiliul Local și Consiliul Județean și în ceea ce privește promovarea tradiționalismului, exact. Al produselor tradiționale. Foarte corect, da. Și în viitorul mandat sperăm cu toții să existe o bună înțelegere între aceste organisme, dacă putem spune, și să nu mai avem probleme în ceea ce înseamnă funcționarea lor în bune condiții, în beneficiul cetățenilor. Dumneavoastră v-ați propus ceva în sensul ăsta și cred că ar fi bine dacă și alții ar avea drept țintă. O să încercăm să convingem pe toată lumea, dar este un punct de interes. Eu sunt și producător la bază, urmează să dezvolt fabrica de producție și pe fonduri europene și atunci fonduri la care am lucrat personal, fără vreo agenție sau ceva de genul acesta, și îmi doresc la fel de mult să fac o experiență binevenită. Da, și la fel îmi doresc și în Consiliul Local să procedez și să ajut prin tot ce am învățat, iar cum am discutat mai devreme, ăsta este primul punct pentru care aș vrea să mă lupt și pe care aș vrea să-l aduc în discuție și să reușim să-l dezvoltăm. Halele centrale plus piețele din cartiere. Acum fac o glumă. Eu, uitându-mă la el, eu când l-am cunoscut prima dată pe Vlad și îl vedem așa cum vorbește, îmi plac tinerii care au idei, care sunt muncitori, care aleargă și sunt, păi vin de la București, păi plec la Cerașul, păi plec la Vâlen. Măi, dar tu când dormi? Că ai un copil totuși. A, păi nu, că și cu copilul trebuia să ducă nu știu unde. Zic, doamne, zic, dar dorm două, trei ore, cât dorm? Zice, dorm cât este necesar să mă odihnesc. Și am spus, zic, vezi, totuși ai grijă să ai grijă și de sănătate și de tot ce este. Noroc că durează doar o lună campania electorală. Nu, era înainte de campanie, cu mult înainte, dar era foarte, foarte activ și a spus, vreau să-mi dezvolt afacerea, vreau să fac ceva care să dăinuie, să fie de lungă durată, iar toți prietenii lui Vlad, sunt tineri în jur de 30 de ani, care au niște afaceri de eu am rămas, ca să spun așa, prima dată când am auzit, am avut impresia, dacă nu cumva sunt în fața unui film SF, inventează băieții. Nu, pe urmă
Văzând el la Măneciu pe unul dintre ei, pe Adrian Ilie, am rămas așa, ce să spun. Deci, să știți că sunt foarte mulți tineri care muncesc extrem de mult și la fel ca și în politică, ne bucurăm că avem posibilitatea să ne afirmăm și să punem osul la treabă, cum se spune. Și 30 de ani este o vârstă optimă, dacă este, spune. Dar totuși... Ești destul de matur să iei unele decizii, ești destul de tânăr să te înham la anumite lucruri. Exact, și avem nevoie de experiența celorlalți. Categoric, trebuie îndinată. Dar cum este să ai din partidul politic? Eu vă întreb așa și întreb și pe toată lumea care se uită la posturi în TV în seara aceasta, cum este totuși să ai toată familia plecată la Saint-Tropez, să ai afaceri, părinții să aibă afaceri nu acolo, eu, deci dar toată lumea, toată familia, dar să ai casă în Măneciu și să vii pur și simplu să te reîntorci, să stai în Măneciu, că tu în Măneciu vrei. Și l-am întrebat pe băiatul ăsta, pe Adrian Ilie, măi, tu ești sigur de ceea ce faci și de ceea ce vrei în viață? Da, pentru că de asta candidez, că eu vreau ca să fie Măneciu așa cum e Saint-Tropez. Candidează la funcția de primar? Candidează la funcția de consilier local, împreună cu domnul Davidescu, dar fac acolo o echipă de tineri exemplară. Adică asta înseamnă voință, asta înseamnă dorință, iar Partidul Social, Partidul Social Democrat și cu PUSL-ul, acolo unde au făcut alianța, au făcut tocmai în dorința aceasta de a promova tinerii, de a promova femeile și de a face o echipă trainică pe o perioadă lungă de timp. Exact. Nu așa să ne împotmolim pentru un mandat și pe urmă să-i trimitem acasă. Nu, domnule, că de aici vine următorul primar. Dumneavoastră, atât din poziția de președinte al Biroului Executiv al PUSL, cât și de deputat, reprezentant al județului Prahova, practic, în Parlamentul României, ce vă doriți și așteptați de la Consiliul Județean Prahova? Viitorul Consiliul Județean. Deci, în primul rând, și în primul rând, vreau să-i văd că funcționează toți ca o echipă. O echipă sudată, o echipă pentru interesul nostru al prahovenilor, o echipă de care să nu ne fie rușine, cu care să ne mândrim, de buni specialiști, și să auzim în permanență când deschidem televizorul sau deschidem un ziar online, să vedem Prahova, Ploiești, Băicoi, știu eu, Vălenii de Munte, Mizil și așa mai departe, și nu în ultimul rând comunele noastre dragi, și repet aici măgurenii și podenii noi, și bineînțeles cu siguranță pe primarul de la Boldești, Grădiștea, viitorul primar sau de la podenii noi, să văd că se spun lucruri frumoase despre noi, să nu mai văd că Prahova de dimineață până seara trebuie să țină prima pagină a tuturor breaking news-ului și să vedem că lucrurile nu funcționează cum trebuie. Și îmi doresc să trăim în liniște, să trăim în pace, să avem sănătate, să nu ne mai urăm unii pe alții, să nu mai avem tot felul de disensiuni și să uităm campania electorală. Campania electorală trece. După 9 iunie, viața revine la normal. Asta, cu asta trebuie să ne obișnuim. Din păcate, normalitate. Eu întotdeauna sunt pregătită pentru campaniile electorale la tot ce-i mai rău pe fața pământului. Și eu am zis așa, atâta timp cât eu am credință în Dumnezeu și știu de, și răspund, ca să zic așa, El este Cel care ne face, ne dă ea la socoteală și spune ai făcut bine, n-ai făcut bine. Eu n-am, mie n-are de ce să-mi fie frică și primesc orice palmă, orice pumn, orice agresivitate cu fruntea sus, fără să-mi fie frică, încă o dată, că nu fac eu dreptatea și nici nu-mi part eu dreptatea. Dumnezeu le face, are grijă de tot și de toate. Dar după 9 iunie sau după data alegerilor revenim la normal. Suntem prieteni, ne vedem pe stradă. Eu am prieteni care sunt contra candidații noștri. Eu sunt contra candidații noștri. Păi nu, justiția să-și facă dreptatea pe zona ei. Dar când e vorba de lucruri de normalitate, de a trăi în comunitate, asta nu înseamnă să vină justiția să ne spună cum trebuie să vorbim și ce trebuie să facem. Justiția să aibă grijă de lucrurile ilegale care se fac în anumite instituții, da, sau poate să facă un personaj în cauză. Deci nu din avem nefericire probleme. Există politicieni din tot spectrul politic care sunt tot timpul în campanie electorală. E urât. Și se urât, comportă ca atare, urât, ca și urât, ca și cum urât. Ar fi nu campanie. Sunt politicieni, să știți. Nu sunt politicieni. Aceia nu sunt politicieni, clar.
De aceea mie îmi pare foarte rău de ce se întâmplă actualmente în Parlamentul României. Eu atâta decădere a resursei umane din Parlamentul României nu am văzut. Sunt în Parlament din 2007, pe parlamentarii aveau o altă prestanță, parlamentarii când scriau un proiect și mergeam ca în comisie de raportare știau exact despre ce este vorba și ce votează, dar ca să putem să ne ducem, să ne dăm cap în gură pe Doamne, iartă-mă, sau nu știu mai cine să ducă, să zică că dă o geantă în capul nu știu cui, sunt lucruri la care mi este rușine în momentul acela, nu că sunt parlamentar, nu că sunt parlamentar, ci că mă fac de râs în afara țării. Și eu implicit, chiar dacă nu fac eu fapta. Pentru că mai avem doar un minut până la finalul acestei emisiuni, din păcate timpul este limitat, o să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să transmiteți un mesaj cetățenilor care ne urmăresc, potențialor votanți. O să spun așa, că pentru președintele Consiliului Județean votați poziția numărul 3 pe Virgil Nanu. Pentru primăria Ploiești, votați-l pe Andrei Volosevici, tot poziția numărul 3. Pentru Consiliul Municipal Ploiești și Consiliul Județean Prahova, votați alianța PSD pe USL și votați alianța PSD pe USL în orașul Băicoi, în comuna Măgureni, în comuna Podenii Noi, votați alianța PSD pe USL la Cerașul, la Boldești Grădiștea, la Baba Ana. Astea sunt lucruri care, să spunem așa, de normalitate pentru locuitorii de unde dumneavoastră sau pentru cei care locuiți în aceste localități. Iar în localitățile în care Partidul Umanist Social Liberal are candidați proprii, votați Căluțul, votați Partidul Umanist Social Liberal, iar acolo unde avem numai listă de consilieri, căutați întotdeauna Căluțul și pe USL, iar pentru Consiliul Județean pe Virgil Nanu. Mulțumesc. Un scurt mesaj. Scurt. Eu aș vrea în primul rând să mulțumesc oamenilor și oamenii care m-au susținut pe tot parcursul meu politic și vreau să le mulțumesc și oamenilor care vor ieși la vot și vă îndemn să ieșiți cât mai mult la vot. În rest, vreau să țin aproape și de dumneavoastră și de cetățeni și să-mi exercit un mandat în favoarea oamenilor. Așa să ne ajute Dumnezeu și vă mulțumesc mult de tot pentru ocazia aceasta. Doamne, la finalul emisiunii, așa cum spuneam, vă frumos mulțumesc pentru prezența în emisiune. Așa să ne ajute Dumnezeu, nu pentru că este El teolog, ci pentru că așa trebuie să fie, pace și liniște tuturor. Emisiunea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit în această seară și vă aștept săptămâna viitoare la noi emisiune Politica din Umbră. La revedere!